Ai o proprietate, trebuie să-i asiguri protecție. Paza bunurilor se face cu firme specializate sau pe cont propriu. Asta spune legea, iar polițiștii sunt obligați să vegheze la respectarea ei. În acest sens, pentru identificarea unor disfuncționalități, dar și în scop preventiv, pe parcursul a două zile, IPJ Mureș a organizat acțiuni și controale specifice pe timp de noapte, atât în mediul urban cât și în cel rural. Astfel au fost verificate 455 de obiective, din care aproape jumătate erau asigurate cu societăți specializate de pază, iar 234 cu pază proprie. Au fost controlați 564 de agenți de pază. S-au aplicat 85 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 12.280 de lei. Verificările polițiștilor vor continua pe toată raza județului, întrucât respectarea legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor reprezintă un domeniu important al activității structurilor de ordine publică. Potrivit legii, poliției românei revin atribuții pe linia sprijinirii instituțiilor și agenților economici cu capital de stat și privat în organizarea activităților de pază și protecție a bunurilor și valorilor deținute. Experiența polițiștilor arată că prejudicierea patrimoniului unor instituții și obiective economice prin săvârșirea de infracțiuni a fost posibilă și ca urmare a unor disfuncționalități existente pe linia asigurării securității, fie cu pază proprie sau prin societăți specializate de pază.